Vai, ce dor îmi era de Radu Berceanu. Da, tot șmecher este, mare șmecher. Berceanu, mă, nu-l mai știți? Băiatul ăla foarte pedelist care s-a retras din politică pe motive medicale, cică. Avea groaznice dureri de spate. Nu mai putea să care, săracul. Berceanu a fost invitat la Comisia Parlamentară de Anchetă a Alegerilor din 2009. Și ce a făcut, mă, glumețul de Berceanu? Absolvent cu 10 al Universității de Aroganță a regimului Băsescu, a dat-o pe șmecherie, normal. Eu am fost invitat miercuri la ora 3 printr-un SMS, în care se spunea că trebuie să vin astăzi la ora 11. Și eu tot printr-un SMS am întrebat cine plătește toată distracția. Pentru că cine se distrează trebuie să și plătească, cel puțin așa știu eu. Și nu mi s-a mai răspuns nimic. Oh, cine plătește deplasarea de la Craiova la București? Auzi? Dar cine plătește, Berceanule, ministrul al transporturilor care ai fost tu, drumul de la Craiova la București? Drumul, mă, cu totul, nenorocirile de șosele din țara asta, cine le plătește pe toate? A? Nu crezi că trebuie să ne decontezi câteva sute de milioane de euro? Asta așa, dincolo de faza că n-ai avea bani de drum până la București. Mai bine să nu ne mai gândim la asta, că ne apucă nervii. Vor bani de drum, mă, incredibil. Ar fi culmea să ne ceară acum și Videanu bani de mers pe borduri. Da, să-i decontăm deplasarea pe jos. Mamă, ce pute nesimțirea asta. Dar stați că Berceanu s-a mai exprimat. Eu voi veni în fața comisiei, dar când rezolvă și ei această problemă. Că să stau acum pe banii mei să mă întrebe un fost bibliotecar de la Craiova, care acum a ajuns mare președinte de comisie, domnul Fifor, care e omul lui Prioteasa, nici asta nu mi-e tocmai comod. Vor reprograma ei audierea după ce vor rezolva problema banilor. Ce, domnul Berceanu, aveți boală pe bibliotecar, a? V-au chinuit profesorii cu învățatul și cărțile, iar dumneavoastră nu vă plăcea. Vai, ce instrumente de tortură și cărțile astea, domnul Berceanu. Vă dați seama, individul ăsta zice depreciativ despre cineva: ai fost bibliotecar, băi, tași naibii din gură. Băi, nene, e foarte onorabil să fii bibliotecar. Jenant, dezgustător este să fii aghiotantul lui Traian Băsescu și ministru într-un guvern catastrofal. Am zis noi că așa și pe dincolo, dar e bună și comisia asta la ceva. Da, da, ne aduce aminte de foști. De foși de ăștia pe care nu-i întreabă nimeni de sănătate, pentru că s-au retras la timp din joc sau naiba știe de ce. Nu uitați asta, domnule Berceanu. Ați pus umărul serios la ce a făcut regimul Băsescu din țara asta. Restul e gargară ieftină.